Pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei case din localitatea Pătulele. Pompierii au lichidat imediat incendiul, însă accidentul s-a soldat cu victime. În weekendul trecut, un echipaj de pompieri din cadrul stației Vânju Mare a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei case din localitatea Pătulele. Pompierii au lichidat imediat incendiul, cauza probabilă de izbucnire a acestuia fiind determinată de coșul de fum necurățat de funingine. Din nefericire, acest incident s-a soldat cu victime, o femeie în vârstă de 66 de ani și-a pierdut viața, pompierii găsind-o carbonizată în interiorul locuinței. Ieri seară, pompierii mehedințeni din cadrul stației Vânju Mare au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Pătulele. Incendiul a fost stins în limitele găsite de cele două echipaje. Din păcate, în interiorul casei a fost identificată o victimă, o femeie în vârstă de 66 de ani, decedat. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de amplasarea necorespunzătoare a mijloacelor de încălzit față de materialele combustibile. Pentru prevenirea unor tragedii, ISU Mehedinți le reamintește cetățenii câteva măsuri ce trebuie respectate la exploatarea mijloacelor de încălzire. Înainte de utilizare, sobele trebuie verificate amănunțit, reparate, curățate și date în exploatare în perfectă stare de funcționare. Se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărților, hainelor, lumânărilor, deasupra sobelor. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au intervenit în perioada 3-6 februarie 2023 pentru stingerea a 4 incendii, salvarea victimelor a 2 accidente rutiere, evacuarea apei din 2 gospodării, transportarea a 3 persoane supraponderale cu probleme medicale, dar și pentru acordarea asistenței de urgență unui număr de 27 de persoane cu diverse afecțiuni medicale. Duminică după amiaza, pompierii mehedințeni din cadrul detașamentului Orșova au intervenit cu o auto specială de stingere cu apă și spumă pentru lichidarea unui alt incendiu izbucnit la coșul de fum al unei case de locuit din municipiul Orșova. La sosirea echipajului, acesta se manifesta la coșul de fum și pardoseala din lemna podului pe o suprafață de aproximativ 1 metru pătrat, fiind stins imediat. Cauza probabilă de izbucnire a fost determinată tot de un coș de fum necurățat de funingine. În dimineața zilei de ieri, pompierii militari din cadrul detașamentului Drobeta Turnul Severin au acționat cu 2 auto speciale cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească în care se afla o centrală termică. La sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta la centrala termică din interiorul anexei, dar și la întregul acoperiș pe o suprafață de circa 30 de metri pătrați. Pompierii au stins incendiul în limitele găsite, împiedicând extinderea flăcărilor la casa de locuit. Cauza probabilă de izbucnire a acestuia a fost determinată de efectul termic produs de mijlocul de încălzire supraîncălzit. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă pompierii atrag atenția cetățenilor că nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor poate produce tragedii. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire pentru Situații de Urgență fipregătit.ro și aplicația de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.